Ioan Nicolae și-a luat o grijă plătind salariile la zi către tot lotul Astrei și a sărbătorit deja cu echipa înainte ca jucătorii să plece la final de an spre țările lor de origine. Patronul giurgiuvenilor așteaptă ca echipa să confirme în fața Stelei. Se teme de arbitraj și are o formulă cu care va câștiga cu siguranță la casele de pariuri. Pentru meciurile cu Steaua, pronosticul este 1x2. Puneți la bătaie și niște prime pentru această dublă cu Steaua? Totdeauna la noi politica clubului este ca primele să le discutăm democratic în vestiarul băieților după meci. Deci în funcție de cum vor juca, să se gândească bine capitanul de echipă și ceilalți ce prime vor solicita la să sfârșitul meciului. Dacă au de ce să se solicite prima și care e cum cuantumul. Deci nu înainte, după meci. Facem o masă de Crăciun cu toți fotbaliștii, un lunch de fapt, începând pe la ora 1 până pe la 7 seara. Pentru că foarte mulți băieți, mă refer la jucători străini, după meciul din 21, vor pleca, au bilete de avion, pleacă fiecare țările lor de origine. Și atunci am ales să facem o întâlnire, să zic mai, de team building, mâine, duminică, cu sărbătorile de Crăciun, sărbătorile de anul nou. Și probabil că mâine vom discuta și de... Oricum, sunt plătiți la zi. Săptămâna asta am plătit toate primele cu excepția primei cu Vaslui, care se dă luni.